Cele mai mari temeri ale producătorilor agricoli s-au adeverit. Legea supermarketurilor a fost retrimisă în comisiile parlamentare, chiar înainte de votul final din Camera Deputaților. Dacă liderul Qatar acuză jocuri politice, deputatul George Scarlat susține că în spatele manevrei se află reprezentanții marilor rețele comerciale. E o înfrângere a noastră, a celor care am muncit luni de zile și nu a noastră personală, a tuturor colegilor din Comisia de Agricultură, și ai Partidul Național Liberal, și ai Partidul Social Democrat și ceilalți colegi din Comisia de Agricultură, cât este o înfrângere din nou a producătorilor și a fermierilor români. Va fi greu de explicat de către membrii din comisiei ai Partidului ai Partidul Social Democrat de ce au retrimis-o în comisie, pentru că va trebui să vină cel puțin cu modificări la ea. Și mă repet încă o dată, ea fiind votată în unanimitate. Mai poate, dacă a doua oară ajunge în plen, mai poate fi retrimisă? Eu cred că nu va mai ajunge în plen. Mi-e teamă că până nu va exista într-adevăr o coerență în actul decizional, atât la nivelul Camerei Deputaților, cât o ordine firească și așezată a celor din PSD către problemele reale ale agriculturii punctual în România, eu nu cred că nu de curând.